Nou și-a dat întâlnire cu trecutul astăzi în Parcul Herăstrău. De ziua ei, capitala și-a concentrat esența într-o mare sărbătoare. Câtă frunză, câtă iarbă, oamenii s-au adunat să aniverseze 553 de ani de la atestarea documentară. Da, e bine, e tare. Tot e frumos, fără probleme, fără necazuri. Ai fantomă, nu? Emoție, bucurie, veselie, teamă, curiozitate, exaltare sunt doar câteva din sentimentele care i-au încercat astăzi pe cei care au ales să vină în Herăstrău. Eu sunt prințesa, foarte înaltă, care am mâncat multă bătăiță când era mică, de asta a crescut, iar domnul este cavalerul meu. Trăsurile trase de cai au umplut aleile, iar oamenii au rămas cu gura căscată. Pentru o zi orașul lor s-a transformat. Domnițe în rochii care îți luau ochii erau escortate de domni eleganți. Părea că Bucureștiul de altădată și-a dat întâlnire cu cel de astăzi. Doar că astăzi, grătarele, berea și lipsa de maniere a timpurilor noastre au fost lăsate deoparte. Ce v-a plăcut? Costumele, spectacolul? Costumele, ofertele, copiii, programele, tot. Un alt colț de parc, o altă lume. Păi Dumnezeu să nu-i odea, la noleguța mea. Au apărut caciupercile după ploaie și atelierele meșteșugarilor. Sticlă, lemn sau lut, toate prindeau formă în mâinile pricepute. Aș muri dacă n-aș lucra. Pentru mine e exact aerul care respir. Cel mai mult mi-a plăcut să merg pe lacul Babca, să mă plimb aici, să fac poze multe. Astăzi mai vreau să mai vin mai pe seară. Și n-a venit degeaba. O bătaie generală a încheiat programul de astăzi al zilei Bucureștiului. Și nu una ca oricare alta, ci una cu multe flori. Florentina Robe este și ea în Parcul Herăstrău. Bună seara, Florentina! Cum ai petrecut de ziua Bucureștiului acolo? Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! A fost o seară plină de distracție. O seară în care dansul, muzica și voia bună au fost la el acasă. O seară în care și o zi în care bucureștenii s-au putut plimba cu trăsura, s-au fotografiat cu personajele preferate. O zi în care olăritul și prelucratul sticlei au acaparat într-adevăr atenția copiilor, dar și adulților. Așadar, o seară plină de distracție, o seară în care a culminat cu o bătaie cu flori. La noi aici e pe sfârșit de distracția, însă bucureștenii care nu vor să meargă acasă pot merge în centrul vechi, acolo unde colegul meu Marius Popescu îi așteaptă. Bună seara, Marius, spune-ne care este atmosfera acolo la tine. Bună seara, Flori, bună seara, domnilor și domnilor. Bine, dacă la tine, Parcul Herăstrău, au fost sute de români, proporțiile se schimbă în centrul vechi din București. Vorbim de mii de români care sunt așteptați și de bucureșteni care sunt așteptați în această seară aici, în centrul vechi. Iar dacă bucureștenii vor să se relaxeze la o bere la una din terasele din spatele meu, ei bine, aceștia vor putea avea surpriza și spectacolelor de teatru. În cadrul Festivalului Internațional de Teatru de Stradă, puteți vedea, începând cu ora 21 din Parcul Unirii până în Piața Constituției, Parada școlilor de samba din București. Iar începând cu ora 21:30 în Piața Constituției va avea loc spectacolul celebrei companii spaniole Voala. În altă ordine de idei, pe strada franceză va avea loc cea de-a doua ediție a galei Folk Q Florian Pitiș, iar trupele de seamă care vor interpreta în această seară vor fi Vița de Vie, Florin Chilian, Taxi, Vama, Ada Milea, Mircea Baniciu, Nico Alifantis, dar și trupa Azan. Așadar, Flori, după ce termin și tu acolo în Parcul Herăstrău, te aștept în centrul vechi. Mulțumim pentru informații.